aici este el care nu a mai venit niciodată. Aceștia pe care le vezi scriși, niciodată nu au venit acasă. Aceștia sunt eroi. Niciodată n-au venit acasă. Nici nu știm unde sunt. Toți stau acolo morți, toți stau și eroi, toți stau. Și ce fac dacă toți stau acolo? Tot ascultă cântece și clopote. Iar eu nu vreau să fiu o limbă de clopot acum, ci vreau să vă spun că aceștia sunt eroii neamului. Acestea fiind spuse despre acest monument, în fiecare an este sărbătorit. Am primit felicitări pentru că am îndrăznit, mă rog, să fac acest lucru, dar este spre nemurire. Exemplul acesta poate să fie luat oricine. Dar să nu dea Dumnezeu să mai fie un război, ca să iară să avem eroi din ăsta împușcați. Deci, frate, 7 băieți și 2 fete. Acum nu trăiesc decât eu, pentru că eram mic și dădeam cu chet după oameni și le spărgeam capul. Și vineau la mămuca așa de sumărie, doi pândiculai ăsta de zină și mămuca atât o fuge. Mă născut așa aici. Vai măi, Nicolae, bă, facea Dumnezeu și măi puța sfântă de arătarea lumii. Și iată că am ajuns. De arătare. Blestemul de mamă se leagă. Mamă la mine s-a legat cum s-a legat. Avea mămuca o verje galbenă, de răzită galbenă și o punea pe meșter bind acolo în căsuța aceea mică. Apoi când se uita acolo, apoi scurte, bagă-te tu, bagă-te, bagă-te, rău dure, atâta ustură, pielea de zi. Eu, numai de aceea când am zis parte, pielea galbenă, că nu se ninge oricât dă. Tibericea, în care este. Alo, Manatu! Am scris Tibericea pe ecran. Bine, Sergiu, mulțumesc! Se salută tot corpul didactic care este aici, profesorii, elevii din orașul tău, Smăgerăuș. Vă avem la mine! Din toți copacii, Bradu. Și din cauza asta am pus aici, uitați, eu i-am pus. Am adus Brăducii, era pe penieră la Valea Borcutului. Și de acolo m-am împrietenit cu pădurarii și mi-au dat așa de mici că erau și uitați-vă cât de mare. Dar mi-a plăcut Bradul întotdeauna. Aici o să rămână un complex muzeistic. Poarta a făcut-o Gușeile din Rodna Veche, Bistrița Năsăud. Și a făcut această poartă care are toate trei elemente. Funia, soarele și colapul. Per? Să mă cunoașteți cât de cât un pic, acum. Asta este... Să știți că pe această portiță au intrat de la oameni foarte, foarte mari la cei mai simpli, dar pentru mine toți au fost oameni care au avut credință și și-a iubit neamul românesc. Aici o să o găsesc întotdeauna la ceea ce am făcut pentru neam și țară. Aici au cântat corurile din Finteuș, echipa de dansuri din Tău, de peste tot. În toată țara. Da. În toată țara. De obicei, cine urcă aici, cântă. Aici am spus că va fi un complex muzeistic. O să vedeți dumneavoastră ce lucruri sunt aici, încât justifică denumirea de complex muzeistic memorial Nicolae Sadău, casa dorurilor mele. Asta casă, tătuca mi-a cumpărat aici 11 are de teren, o casă. Dar acum nu mai locuiesc mie în altă parte, este casa memorială, unde o parte din viața mea am petrecut-o aici. Vedeți aici o tablă de mulțumire. La Sedișa a fost o fabrică de chelestea a lui Obernauer, care ne-a ajutat și a sponsorizat grupul Alina Tedor Alina. Și am făcut un CD-ul, l-am dăruit și plus de asta ne-a mai trimis și prin Ungaria și prin Franța pe banii lui, grupul vocal. Și atunci am zis eu, hai să-i fac o mulțumire. Și am făcut această mulțumire pentru cele 10.000 de discuri Electrecord cu Nicolae Sabău, dăruite românilor din Basarabia și Bucovina,
Uitați-vă pe pereți, acolo vedeți, eu sunt din 5 domni folclorice și am 5 costume naționale în care le îmbrac de fiecare dată când am diferite spectacole. Acolo este un costum național pe care l-am primit de la Matar din Șaroasului. Ăsta este cojocelul care îl fac și mă tot mândresc cu el. Eu țin mâna aici, nu știu de ce este timpul și apoi m-au întrebat pe câteva domnișoare, doamne, mai domnișa, dar bolnavi sunteți așa, mă doare rău capul. Mă doare de ce o cap? Ce să mă doare cap? Tu dacă nu mă doare, de ce vă tot ținești cu mâna de cap, domnișa, doamne? Ia uitați-mă, așa mă țin cu mâna. Licoveanca mi-a dat și el telefon, dar abia au vorbit că e răgușită. Vai, Nicu, Nicu, nu te-ai lăsat de obicei și l-am murit, mă, din partea ta să te ții de cap. În Egipt, băgat într-o piramidă. Vai, greu e să urci în piramidă. Și să vedem unde e faraonul îngropat. Apoi, ce cu te împaci? În conge, nu, dar conge la buchi. Ea a fost și mai grasă ca niște. Pui eu tot la... Așa se merge. După ce trebuie să-ți scoate picioare. Că atât piramidele ați văzut la stâng. Acolo și apoi am ajuns la... Dar zic, unde e faraonul? Dar zice ăla, vai, dar nu se poate să-i dea. Mă duc, bă, ce a venit atunci până aici? Am zis, merg acasă și poate fi faraonul care o fi, mă duc și fac eu carte de piatră, să poată citi lumea. Între altele, când e omul ca furnica, când moare n-are nimica, patru scânduri prinse în cui, asta stă temerea lui. Aici am deva rarități, adică unicate, este imnul minerilor, care l-am înregistrat cu orchestra radio și care se dă de ziua minerilor, pentru care am fost foarte mult felicitat. Măi, mă duc la colonie. Tata n-are cum să vie, că de mort e mort sub glie. Fata care nu are. Viața de la oraș nu-i place la ciobănaș. La oraș cucu nu cântă, doi la nimeni nu ascultă. Ai le 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 le. Așa, nu, Tătoșanu, numai așa cu asta începe. Ai le 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 le. Mândru-i steagul, ardă-l focul, nu știu cum i-a fi norocul. Mândru-i steagul, ardă-l para, nu știu cum i-a fi tigneala. Asta au plăcut cuțitele pe acolo. Ia. Care nu taie unul cu celălalt, ala lui om nu-i fecior. Nu se duce fata după el dacă nu o taie pe el. Ălalalt este de cremara. Cum merg de la gutinul în jos, ăla costumă. Eu cânt din 5 zone folclorice. Din Cocem este un foișor de creație, destinat oamenilor de cultură și artă care vor să scrie. Primul care a scris aici a fost poetul, regretatul și poet Ion Alexandru. A venit cu Dumitru Fărcaș de la o nuntă din Certeze, dimineața pe la ora 5 și a fost aici așa, dar de mult. Tot o cânta la Taragot Dumitru Fărcașu, eu eram obișnuit, cântam și noaptea și nici nu m-am schimbit din pat. A, radio, să tu. Dar pe mine nu mai termină cu cântecul ăla. Cei ce vor să te cunoscă, mă ramurești, dragă, am eu încânte. Și m-am sculat și știu ce mă apropie de ușă, văd că... Și deschid ușa, văd pe Dumitru Fărcașu, bu, bu, și un domn lângă el. Și zic, ce, Dumnezeu, ce ai văzut, Dumnezeu? Păi ne poftiți, dar nu tu ne-ai invitat? Uite și vezi la poartă. Ce ai scris acolo? Să poftiți-o încă. Dar domnul cine? Este poetul Ion Alexandru. I-am poftit în casă, am stat. Ion Alexandru nu a stat în casă până nu și-a notat de aici anumite probleme de acolo. Și l-am întrebat eu atunci. Ați scris imnele Maramureșului. Cum ați putut afirma acolo când draga de moarte va veni? Cum ați putut să spuneți draga de moarte? Și uite, eu la Alexandru, am zis, da, domnul Sabo, așa, atât am nevoit, după ce-o făcut pe acolo, atât am vorbit despre moarte, încât pur și simplu nu văd ca ceva natural. Aveți cuvântul meu. Și foarte mult îl mă, dar mi-e frică de moarte? Nu! Pentru că asta vrei, nu vrei, tot vine. Așa că... Aici este... Asta și-l o fi răspărnat.
Așa. Deci aici cărți. Și aici, în cartea asta, cu cât când Cotăta Sen, sunt trecuți toți soliștii de muzică populară din Maramureș. Toți sunt trecuți aici, Alexandru Viman a făcut-o. Fiecare este cu notele lui. Uitați, notele și poza, notele și poza. O mare valoare pentru asta e valoare generațiile următoare. Dincoace este o expoziție de tablouri. Hai să vedeți, mă, e cât de groază m-a pictat cineva. Dar zic, cine e asta? Dacă nu te cunoști, eu sunt acela. Vă rog să le fotografiați pe tot, că aici va rămâne un album care îl face dumnealor, iar voi veți fi pe veci aici, la acest muzeu, cu volumul de poze care se face acum. Pui o soldată la administrare, dar în folosința colectivă a neamului meu, din arăcării rădăcini, am răsărit, am cultivat, am crescut și am făcut roade. Toate sunt roadele astea care le vedeți aici. Aici puteți vedea cine a fost primarul, în Cicorlău. Rugăciunea minerilor, pe care eu am înregistrat-o cu marele dirijor George Bancu Bănățean și sună foarte frumos. Am recitat poezia cu suflet, așa, pentru că am cunoscut viața minerilor. Și tata meu a fost miner. Atunci eu m-am hotărât să iau rugăciunea minerilor de la Preaț Sfințitul și am realizat un DVD. O să vi-l arăt. O să intrăm înăuntru să vă arăt câteva obiecte de valoare constituie muzeul. El în cele din urmă va fi declarat muzeu de talie națională, pentru că am obiecte strânse de la părinții dumneavoastră care au valoare de tezaur. N-are rost să dau la nu știu unul curat care n-are habar să păstreze amintirea pe care străbunii și bunicii noștri ne-au lăsat. Uitați-vă și voi, prea cu tricolorul peste tot tricolorul. Acum am să vă rog să mergeți mai pe mijloc. Așa. Mai văzut ai om frumos, mai văzut ai om frumos, să nu fie drăgăstos. Așa, și eu am să vă explic tot. Așa. Da. Acest muzeu este autorizat de către Muzeul Județean și tot acei care vizitează aici este această carte de onoare. Vedeți? Carte de onoare și aici sunt până acum câteva sute de semnături din toată țara. Din toată lumea. Prima semnătură este a marelui poet Ion Alexandru. Asta este Sofia Bicovianca. Este una dintre colegele mele cele mai sincere și mai talentate, că când deschide ea gura, toată Bucovina tremură. Astea sunt unele din cămășile mele de când am fost mare artist pe uliță în Cicărlău. Așa. Dar mai lipsesc din ele, că tot le-am împrumutat la... Maria dumneavoastră acolo,
care o știe toată lumea. Pălăria. Ah, pe categorii. Încindă unde intram, încindă. O casă și o casă, da. Trei paturi suprapuse, da. Cu paie și așa mai departe. Da. Nu o să le vin la crede ce vorbim, dar asta a fost situația. Foarte sărbătăcie. N-aveai pe nimeni, aveai pe mama mereu, se dea grană, țâță și așa mai departe. Și sluji, foarte mult eram sluji. La ocupanți. Aici au fost foarte mulți maghiari care au avut toate viile și holdele și câțiva bogotani. Bogotani veniți din Pomni și din Borlești. Au avut viile aici și lucram la ei și ne dădeau cartofi, ne dădeau grâu. Pe la Crăciun, pe la Paște avem și noi făină de grâu la Paște. Asta este o pânărie care mi-a făcut-o Mărie Petca din Negrește. Oameni mi-a făcut-o cadou. Pânărie oșenească. Crop. Aici nu vă supărați individul ăsta? O venit de ziua mea, Vasile Jurja, care am făcut acum cetățean de onoare, zică, nu? Și zică, am ceva. Dar ce ai? Ce tăi acolo, jandă? Zică, m-o scos de acolo. Vai, mă, ne-a păcat. Ia să faci tu. Eu nu zic că nu. Că cam seamănă așa, dar pe urmă zic, bine, dar eu nu sunt niciun, puteam să-mi faci niște picioare, nu? Acum ăsta e așa, făcut cadou, dar am auzit că cineva îmi pregătește un bust. În mărime, dacă vă pregătește bust, sigur e fără picioare. Tot meștele au făcut-o. Și construcția asta, atât am dorit să las, adică să respect ceea ce mi-a dat Marele Public. Asta nu le-am făurit eu le-am primit. Dar prin educația mea, pentru ca să știu să păstrez datele și obiceiuri care însoțit neamul meu de la facerea lumii, noi n-am venit de nicăieri aici, noi am fost aici, de la facerea lumii. Și atunci unele cântece, unele doine, sună frumos.